Cum da, tu ăsta care a murit soția. Aha. Și zic că tu ai timp de glumit? Tu nu poți să, nu ești conștient că poți să fii acum, cum a plecat nevasta ta, poți să mori și tu? Da, da. Și al doilea lucru, deci vom da socoteală pentru orice cuvânt nefolositor. Al doilea lucru, pentru că știți că sunteți înconjurat de un nor așa de mare de martori. Dacă sunt așa înconjurat de martori, eu trăiesc, vorbesc ce vreau, gândesc ce vreau, trăiesc cum îmi convine? Nu se poate. Că omului e dat o singură dată. Trăiește, moare și apoi dă socoteală înainte lui Dumnezeu. Eu sunt foarte strict acum. Foarte strict. Da. Că vin oameni și zice, bă, dar tu nu știi cine ai fost, tu nu știi ce ai făcut. Dar acolo unde zice de martori, zice că adevărat vă spun, la judecată, împărăteasa de la mează zi se va scula împotriva acestui neam și îl va judeca. Pentru că a venit de la capătul pământului să audă. Da, da, da. Eu nu da, cred da. Că acum împărăteasa de la mează zi se uită la noi și vede ce facem. Și cred că la judecată, mărturia ei care noi trebuia să o citim din Scriptură, în felul ăsta e martor pentru cugetul nostru. Sau, da. De exemplu, scrie acolo de... Da, nici n-apucăm să mai spunem nimic. Dumnezeu care știe, amuțești. Da. Acolo nu e o piață, o masă cu tarabă și ai negocie. Păi am fost într-o adunare și m-a întrebat cineva, care e diferența între noi creștinii și ortodoxi? Și zic că sunt foarte multe lucruri comune. Printre care, zic că dacă intri în biserica ortodoxă, acolo miroase a cucetă. Tămâie. A tămâie. În bisericile creștine miroase a cafea. Majoritatea bisericilor, dimineața înainte de a intra la slujbă, la cafea. Băi, oameni buni, vine sfârșitul, vine bombele și nu cădem în genunchi, noi la cafea. Râdeau doamnele, zice... Surorile. Era să veniți în scutece. Surorile. Nu, femeile. A, care le-ai adus la... Care le-am adus. Așa, și să zic asemănările. Deci, acolo miroase tămâie, în biserica creștină miroase cafea. Acolo se închină la icoane și aici se închină la idol. Ce? Ortodoxii se închină la moaște. Creștinii merg în Israel. Și am fost, și ne-am fost. Nu știu, se înseamnă că sunteți tot creștini. Și vin și se laudă. Uite, păi noi am fost, până ne-a călcat Domnul Iisus, am fost la mormânt. Și la ce ți-a folosit? Te-a scos, te-a născut din nou, aici ai probleme. Păi am fost în Israel, crăvașa lui Iisus, nu știu ce. Băi, te-ai dus același om. Cum să zic, materialist și firesc. Și te-ai întors tot. Tu știi ce s-a întâmplat la Bet-Shemeș? Da, nici nu mă interesează. Dar ai citit în Biblie. Am citit, dar nu asta e important. Ce s-a întâmplat în viața mea? Dacă nu s-a întâmplat nimic, poate să se întâmple minunci acum. Nu, no, Cristina, nu mai mergem în Israel. Mergem. Auzi, am fost acum două săptămâni. Știu, că doar... Ai văzut filmul? Deci, când ai venit tu, eu cu mintea la pensie. Cu trupul încă nu dar cu mintea azi, tot la fel. Păi mintea nu aparține trupului? Nu, la mine nu. Trupul aparține minții. Zice, fiți călăuziți de Duhul. Hai să citim un capitol din profetul Ieremia. Vrei? Da. La capăt. Ia citește Ieremia 17. Eu vreau să citesc Ieremia 2. Am o rugăminte. Citește din Ieremia 17. Să vezi ce zice despre fiecare. Deci, aude-o, măi, capre, mă. Păcatul lui Iuda este scris cu un triboi de fier, cu un vârf de diamant, este săpat pe tabla inimilor și pe coarnele altarelor lor. Cum se gândesc la copiii lor, așa se gândesc la altarele lor și la idolii și astartele lor, lângă copacii verzi pe dealuri înalte. Eu dau la pradă muntele meu și ovoarele lui, avuțiile tale, toate visteriile și înălțimile tale, din pricina păcatelor tale, pe tot ținutul tău.
Din vina ta vei pierde moștenirea pe care ți-o dădusem, te voi face să slujești vrăjmașului tău într-o țară pe care nu o cunoști, căci ați aprins focul mâniei mele care va arde totdeauna. Așa vorbește Domnul, blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijină pe un muritor și își abate inima de la Domnul, căci este ca un nenorocit în pustiu și nu vede venind fericirea, locuiește în locurile arse ale pustiului, într-un pământ sărat și fără locuitori. Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul. Căci el este ca un pom sădit lângă ape care își întinde rădăcinile spre râu, nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă rod. Inima este nespus de înșelătoare și dezlănrăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Eu, Domnul, cercetez inima și cer crărunchii ca să răspătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui. Ca o potârniche care cocește niște ouă pe care nu le-au oat ea, așa este cel ce agonisește bogății pe nedrept. Trebuie să le părăsească în mijlocul zilelor sale și la urmă nu este decât un nebun. Scaun de domnie plin de slavă, înălțat de la început, loc al Sfântului nostru locaș. Doamne, nădejdea lui Israel. Toți cei ce te părăsesc vor fi acoperiți de rușine. Cei ce se abat de la mine vor fi scriși pe pământ, că își părăsesc pe Domnul izvorul de apă vie. Vindecă-mă tu, Doamne, și voi fi vindecat. Mântuiește-mă tu și voi fi mântuit, că tu ești slava mea. Iată ei îmi zic, unde este cuvântul Domnului să se împlinească? Da. Și eu, ca să te ascult, n-am vrut să nu fiu păstor. Nici n-am dorit ziua nenorocirii, știi? Și ce a ieșit din buzele mele este descoperit înaintea ta. De aceea nu fie o pricină de groază pentru mine, că tu ești scăparea mea în ziua nenorocirii. Prigonitorii mei să fie acoperiți de rușine, dar să nu fiu rușinat eu. Să tremur ei, dar să nu tremur eu. Adu peste ei ziua nenorocirii, robește-i cu o îndoită urgie. Stop. Poți să dezvolți un pic? Pentru noi este ceva valabil aici? Totul. Tot. Corect. Foarte corect. Dar ca să fii sigur de asta, trebuie să mergi până în Israel, să vezi cum din pricina păcatului lor și a închinării la Astartei și la idol care s-au descoperit în Israel. Da, da. Așa. Țara, zice, te voi face să slujești vrăjmașului tău într-o țară pe care nu o cunoști. A fost duși în robie. Și țara a rămas o pustie mare. Și cetățile alea au rămas niște ruine. Și versetul 13, cei ce se abat de la mine vor fi scriși pe pământ. Când Domnul Iisus a scris pe pământ, a scris numele lor de acolo. Și au ieșit afară, pentru că și-au amintit versetul ăsta. Cei ce se abat de la mine vor fi scriși pe pământ. Ce a scris Domnul Iisus cu degetul pe pământ? S-a plecat și a scris cu degetul pe pământ. Asta a scris, ce scrie aici. Ce ferice de voi, căci numele voastre sunt scrise în ceruri. Cei ce se abat sunt scriși pe pământ. Pentru că pe pământ, în pământ, este sângele celor uciși de ei. Și cei uciși stau sub altar și zic, până când, Doamne, vei aduce răzbunarea sângelui nostru asupra locuitorilor pământului. Dar astea sunt lucruri care țin de judecata lui Dumnezeu. Și zicea fratele Ieremia, și eu, ca să te ascult, n-am vrut să nu fiu păstor. El prima dată a zis că nu, că el e copil, că nu știu ce. La urmă a zis, lasă să fiu. Nici n-am dorit ziua nenorocirii. De aceea nu fiu o pricină de groază pentru mine. Și el a scăpat din toți. El și cu Ebed-Melec, etiopianul meu, de Ebed-Melec îmi place. Că și-a scăpat viața împreună cu Ieremia și libertatea. Nebucadnețarul a dat ordin cu privire la ei doi. Și au avut ca pradă de război viața lui. Un negru. Din tot Ierusalimul ăla a scăpat Ieremia și un negru. A dat ordin Nebucadnețar ca Ieremia să meargă unde vrea. Așa a dat Dumnezeu, că Ieremia i-a spus împăratului, predă-te de bună voie și scap viața. Altfel, e problemă. A fost la Lachish, acolo ultima cetate care a cucerit-o pe vremea lui Ezechia, Sanherib, și se vede încă rampa pe care a făcut-o și cum a luat cetate, rampa din pietre pe care s-a urcat. A făcut un dig așa, pe care s-a urcat până la cetate. Și încă e acolo.
Da, ne vrei să mai aprofundăm un pic? Eu vreau să citez Ieremia 2. Vreau să aprofundăm câteva lucruri foarte punctuale care se întâmplă astăzi. Ia de aici, versetul 3. Eu dau pradă muntele meu, ogoarele lui, avuțiile tale, toate visteriile și înălțimile tale, cauza? Din pricina păcatelor tale. Orice boală este de natură spirituală. Nuiaua și toiagul tău mă mângâie. Problema când a venit boala, mă cercetez. Doamne, arată-mi Tu că nu poți, decât prin Duhul Sfânt. Multe căi par bune omului, dar la urmă duc la moarte. Problema numai Duhul Sfânt. El vă va învăța tot. Tot ce cuprinde viața veșnică. Toate regulile, toate condițiile. Atunci vreau să te întreb ceva, dar să-mi răspunzi. Am observat că nu ai și fost, nu prea știu ce s-a întâmplat la Betșemeș. Nu știu că nu, auzi, pe Biblie mă interesează. Scrie în Biblie. Scrie în Biblie. E scris și câte lucruri nu sunt scrise, dar nu le știu. Da, nu te-o călăuzi Dumnezeu să citești și pe acolo. Pe mine, oricine rostește numele Domnului, trebuie să se depărteze de fapt de lege. Duhul Sfânt acum lucrează, fug de orice mi se pare că e rău. O iau la fugă. Orice. Și asta e la nivelul gândirii, în primul rând. Da. Nu poți vorbi, nu poți gândi, nu poți privi orice, nu poți îndemna orice. Și mai mult, într-o seară îmi spune Duhul Sfânt în vis. Păi mi-ai, dacă păcătuiești, ai dreptul să judeci pe altul? Nu, Doamne. Și dimineața citesc, scoate zbârna din ochiul tău. Deci, pot să știu multe lucruri, dar dacă nu știu și nu sunt și nu fac, degeaba-i tot. Blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijinește pe un muritor și-și abate inima de la Domnul. Deci, automat. Și mai mult, noi spunem, Domnul să te binecuvânteze. E greșit. E greșit. Și să spun de ce. Nu Dumnezeu este robul meu, ci eu sunt robul lui. Eu nu-i spun lui Dumnezeu, fă așa, binecuvintează-l, vindecă-l. Mă întreabă cineva, frate mie, poți să te rogi de seară când ajungi acasă pentru mine? Bun, ce să-i spun lui Dumnezeu? Păi să-mi dea cu tare, cu tare, cu tare. Da, meriți? Da, meriți? Și a forțat, a forțat. Băi, eu nu pot să-i spun decât, Doamne, Tu știi ce a spus omul ăsta? Facă-se voia Ta cu el. Ce da, măi, frate Mihai, dar Dumnezeu are un de lungă răbdare pentru oameni. Auzi, și mai departe. Deci cine se sprijină? Pe un căci monitor. Este ca un nenorocit în pustie. N-ai nicio șansă. N-am nicio șansă. Și nu îți place vede, capitolul ăsta. Și nu vede fericire. A, că-ți dau și altceva. Măi, da, gândește. Și capitolul ăsta e Ieremia, dar până la nemicirea Ierusalimului. Dumnezeu 800 de ani de când au intrat din țară și-a arătat dragostea și mila față de ei și-a așteptat să pocăiască. Și acum era înaintea spânzurătorii erau ei, înaintea ducerii în robie. Dane, am fost... Uite, Domnule, noi avem pe cutare. Da. Dar dumneata, am discutat cu un popor de al lor și era înțelept. Dar dumneata, ei și iau răsplata sau pedeapsa. Dumneata, ce faci? Nu primești nicio răsplată că îl lauzi pe ăla sau pe ăla. Zice, cercetați toate lucrurile și urmați ce este bun. Adică, pentru tine, că noi vom da individual. Eu nu m-a trimis nimeni să te judec sau să judec pe cineva. Dacă văd pe fratele meu că greșește, păcătuiește, cu Duhul blândeții îndeamnă-l. Dar nu poți să-i dai, poți să iei ceva forțat. Nu poți să-i dai nimic. Și mai mult, cuvântul lui Dumnezeu zice așa, nimeni nu vine la mine dacă nu-l atrage Tatăl meu. Și nimeni nu vine la Tatăl meu decât prin mine. Cine intră pe altă parte, printr-o religie, printr-o învățătură, printr-o ideologie foarte corectă, este un hoț și un tâlhar. Și nu folosește la nimic. Pe mine mă interesează.
Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul. Și în altă parte zice, n-am pe nimeni în cer și pe pământ găsesc plăcerea numai în tine. Nimeni. Te vinde și fratele, te vinde și mama și tata și te scuipă și merge mai departe. Așa a îngăduit Dumnezeu, Efeseni, capitolul 1, de la versetul 4. Așa a hotărât Dumnezeu. Și faptele care trebuie să așa, inima este nespus de înșelătoare, dar altceva vroiam. Deci, e clar. Pe cel ce păcătuiește, îl voi șterge din cartea mielului. Îl voi șterge. Deci, rămâne pe pământ. Rămân pe pământ. Dacă păcătuiesc. Și mai este undeva. Dar ia, până găsesc eu ce vreau să-ți spun. Ia vezi Zaharia 8, versetul 16 și 17. Zaharia, fratele Zaharia 8. Iată ce trebuie să faceți. Fiecare să spună aproapelui său adevărul. Judecați în porțile voastre după adevăr și în vederea păcii. Nici omul să nu gândească în inima lui rău împotriva aproapelui său și nici să nu iubiți jurământul strâmb. Căci toate lucrurile acestea eu le urăsc, zice Domnul. Da. Uite, am găsit și versetul, era 8. Căci, deci, binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul. De ce? Căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu. Nu se teme de căldură. Nu se teme de nimic. Când vine, nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă roadă. În orice vreme noi trebuie să aducem roadă. Și acum, dacă din Zaharia, ce trebuie să facem? Să spunem adevărul. Da. Al doilea lucru? Care e? Să nu gândească în inima lui. Deci, să judece în porțile după adevăr, nici să nu gândească în inima lui rău, deci, împotriva propriului său. Dacă sunt templul Duhului Sfânt, dacă sunt născut din nou, nici n-ai voie în templul Duhului Sfânt să intre nicio spurcăciune, un gând. Faceți orice gând, proba la ascultare de Hristos. Și apoi judecați. Cum? În vederea păcii. Nu mă duc să mă împac ca să-i dau una să nu mai aibă curajul, chiar dacă mi-a greșit. Să-l ridic, să-l zidesc, să-l îmbărbătesc. Aici e secretul. Nu mă duc să mă cert. Nu mă duc să mă cert. Și jurământul, când cineva nu te crede, dacă nu ești om de cuvânt, da, al vostru să fie da și nu, nu. Sincer acum. Sincer acum. Folosești cuvântul sincer. Spui cuvântul sincer. Păi sincer e tot, ca și un jurământ. Nu. Niciodată nu folosești. Nu mai spun. De mult? De timp. De ceva timp. Nu folosesc. Că dacă zic sincer, înseamnă că sunt mincinos și fățarnic din noi. Că nu, e clar. Așa, e clar. Așa. Și foarte mare... Dar folosești cuvântul noroc. Poftim? Folosești cuvântul noroc. Am avut noroc. Nu. Nu. Nu, nu, nu. Păi cred că noi citim aceeași carte, mă, Mihai. Poftim? Cred că citim aceeași carte. Nu, acum zici și din Ieremia. Eu lasă să vorbesc. Dar de ce? Băi, mă gândeam dacă ai citit pe acolo pe unde scrie îngăduiți-vă unii pe alții. Auzi, nu. Dar nu, dacă nu-mi știi ce mi-a venit în minte? Cu femeia care a vărsat, cu vasul de alabastru și a vărsat. Ce rost are? Și Domnul Iisus spune, nu-i face supărare. Ea a avut ceva pregătit. Și Doamne, dacă a avut pregătit acolo un text, de ce să nu-i dai? N-ai voie. Și auzi, să vezi când îi dai voie, va să șini. Să ne rugăm, să facem frângerea pâinii. Și pe urmă citim puțin. Bine și lasă că cum vorbit o să vorbesc. Hai. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Du-te și strigă la urechile cetății Ierusalimului. Așa vorbește Domnul. Mi-aduc aminte încă de dragostea pe care o aveai când erai tânără, de iubirea ta când erai logodită, când mă urmai în pustiu într-un pământ nesemănat.
Atunci Israel era închinat Domnului, era cele din tâi roade ale lui. Toți cei ce mâncau din ele se făceau vinovați și venea nenorocirea peste ei. Ascultați cuvântul Domnului, casa lui Iacob, și voi toate familiile casei lui Israel. Ce nelegiuire au găsit părinții voștri în mine de s-au depărtat de mine și au mers după nimicuri și au ajuns ei înșiși de nimic? Ei n-au întrebat unde este Domnul care ne-a scos din țara Egiptului, care ne-a povățit prin pustiu, printr-un pământ uscat și plin de gropi, printr-un pământ unde domnește seceta și umbra morții, printr-un pământ pe unde nimeni nu trece și unde nu locuiește niciun om. V-am adus într-o țară ca o livadă de pomi, ca să-i mâncați roadele și bunătățile. Dar voi ați venit, mi-ați spurcat țara și mi-ați prefăcut moștenirea într-o urăciune. Preoții n-au întrebat unde este Domnul, păzitorii legii nu m-au cunoscut, păstorii sufletești mei au fost necredincioși. Prorocii au prorocit prin Baal și au alergat după cei ce nu sunt de niciun ajutor. De aceea mă voi certa cu voi, zice Domnul, și mă voi certa cu copiii copiilor voștri. Treceți în ostroavele Chitim și priviți, trimiteți-vă Chedar, uitați-vă bine și vedeți dacă s-a întâmplat acolo așa ceva. Și-a schimbat vreodată un popor Dumnezei, măcar că ei nu sunt Dumnezei, dar poporul meu și-a schimbat slava cu ceva care nu este de niciun ajutor. Mirați-vă de așa ceva ceruri. Înfiorați-vă de spaimă și groază, zice Domnul, căci poporul meu a săvârșit un îndoit păcat. M-au părăsit pe mine izvorul apelor vii și și-au săpat puțuri, puțuri crăpate care nu țin apă. Este Israel un rob cumpărat sau fiul de rob născut în casă? Atunci pentru ce a ajuns de pradă? Niște pui de lei mugesc și strigă împotriva lui și pustie țara, cetățile ei sunt arse și fără locuitori. Chiar și cei din Nof și Tahpanes îți vor zdobi creștetul capului. Nu ți-ai făcut tu singur lucrul acesta pentru că ai părăsit pe Domnul, Dumnezeul tău, când te îndrepta pe calea cea bună? Și acum ce cauți să te duci în Egipt să bei apa Nilului? Ce cauți să te duci în Asiria să bei apa râului? Tu singur te pedepsești cu răutatea ta și tu singur te lovești cu necredincioșia ta și vei ști și vei vedea ce rău și amar este să părăsești pe Domnul Dumnezeul tău și să n-ai nicio frică de mine, zice Domnul Dumnezeul oștirilor. De mult ți-ai spărmat jugul, ți-ai rupt legăturile și ai zis: nu mai vreau să slujesc ca un rob, căci pe orice deal înalt și sub orice copac verde te-ai întins ca o curvă. Te sădisem ca o vie minunată și de cel mai bun soi. Cum te-ai schimbat și te-ai prefăcut într-o coardă de viță sălbate? Chiar dacă te-ai spălat cu silitră, chiar dacă ai dat cu multă sodă, nelegirea ta tot ar rămâne scrisă înaintea mea, zice Domnul Dumnezeu. Cum poți să zici: nu m-am spurcat și nu m-am dus după bar? Privește-ți urma pașilor în vale și vezi ce ai făcut, dromader, iute la mers și care bați drumurile și le încrucișezi. Tot în felul ăsta spune, am vrut să citesc din Exod 19, 5 și 6, unde zice de cele din tâi roade. Despre cele din tâi roade ale lui zice că dacă vei sădi un pom, primul an să fie, primii trei ani să fie, să nu mănânci din el. În al patrulea an să fie sfânt pentru Domnul. Da. Și cele din tâi roade erau ale Domnului, trebuia răscumpărate. Și cine mânca din cele din tâi roade era blestemat. Și aici zice, atunci Israel era închinat Domnului, era cele din tâi roade ale lui. Toți cei ce mâncau din ele se făceau vinovați și venea nenorocirea peste ei. La Iacov 1:18 zice că noi suntem un fel de pârgă a făpturilor lui. El de bună voia lui ne-a născut prin cuvântul adevărului ca să fim, în original este cel din tâi roade a făpturilor lui. Deci, la noi se aplică ce spune cuvântul aici. Toți cei ce mâncau din ele se făceau vinovați și venea nenorocirea peste ei. Dar numai atunci când dragostea pe care o avem pentru Dumnezeu este să-L urmăm pe El ca un rob. Deci când mă urmai în pustiu, într-un pământ nesemănat, adică e asemănat poporul Israel cu o logodnică sau cu o mireasă care își urmează mirele chiar prin pustiu. Și atunci Israel era așa, când au venit, i-au atacat amaleciții, Dumnezeu i-a nimicit, când i-au atacat toți vrăjmașii lor, Dumnezeu lupta pentru ei împotriva vrăjmașilor lor. Și când s-au îndepărtat de Dumnezeu,
Dumnezeu numai o un lucru mai, nu știu, nu i-o mai apărat. Nu să mai, de ce nu mai ieși cu oștirile noastre? Și i-o lăsat pe mâna vrăjmașilor lor. I-a lepădat. I-a lepădat, dar nu a venit pedeapsa prin direct de la Dumnezeu, de exemplu. Nu a venit pedeapsa prin printr-o molimă sau prin... A venit și prin foamete de câteva ori, dar mai mult la rugăciunea lui Ilie și a lui Elisei. Și i-a lepădat prin faptul că nu i-a mai apărat de vrăjmaș. Da. Ia citește ultimul verset din capitolul 1. Ei vor lupta împotriva... Aici e vorba despre... Da. Te voi apăra? Da. Aici e vorba despre împărații lui Iuda, căpetenile lui Iuda, preoții și poporul vor lupta împotriva ta, Ieremia. Dar nu te vor birui, că și eu sunt cu tine ca să te scap. Dar versetul 3 e vorba despre ei. Când erau bine înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu îi apăra pe tot poporul, dar acum îl apără numai pe Ieremia. Ia, citește un verset mai în față și să vezi că e tot poporul, toată cetatea, tot, da? Nu, deci aici... Iată că în ziua aceea te fac o cetate întărită, un stâlp de fier, da, și un Ieremia. Împotriva, deci e vorba de Ieremia. Întregii țări, împotriva deci... împăraților lui Iuda, împotriva căpetenilor lui Iuda, împotriva... Uite, Mihai, citește de la început. Lui și împotriva Ieremia era ca o cetate împotriva lor. În sensul că el zicea, sunt un copil, că te vei duce la toți aceia la care te voi trimite și vei spune toți ce vei porunci. Nu te teme de ei. De cine? Că uite-te că se certau cu Ieremia. Preoții, împărații, căpeteniile. Și el era mai tare ca și ei toți. Da, da, da. Și Ștefan era puternic în cuvânt. Nu te teme de ei, că eu sunt cu tine ca să te scap. Și se repetă în versetul 19, că eu sunt cu tine ca să te scap. Iată pun cuvintele mele în gura ta și nu numai împotriva poporului Israel, că Ieremia a avut de spus cuvinte la toți împărații lumii. Unde chiar și Nebucadnețar a auzit de el. Pe vremea aceea, prorocii erau renumiți. Când cineva prorocea pentru un Dumnezeu, se știa cum se transmite astăzi la știri. Și de aceea Nebucadnețar auzise de Ieremia și de aceea l-a eliberat. Iată, astăzi te pun peste neamuri și peste împărății, ca să-ți muri și să tai pe cine? Pe Ieremia. Să dărâmi și să nimicești, să zidești și să sădești. Cuvântul Domnului mi-a vorbit, ce vezi, Ieremia, așa. Îmi voi rosti judecățile împotriva lor, din pricina, prin cine? Prin Ieremia și-o rosti judecățile, din pricina întregilor răutăți. Pentru că m-au părăsit și au adus tămâia altor Dumnezeu și s-au închinat. Dar tu, Ieremia, versetul 7. Încingeți coapsele, de aici vine citatul din Noul Testament, încingeți coapsele minții voastre. Scoală-te și spune-le tot ce îți voi porunci. Nu tremura înaintea lor, ca nu cumva să te fac să tremuri înaintea lor. Aici e vorba despre chemarea lui Ieremia la slujbă și întărirea și promisiunea lui Dumnezeu care i-a dat. Deci Ieremia era fricos. Păi era copil. Dumnezeu, ca să-i dea o garanție. Era copil, era un copil când Dumnezeu l-a chemat. Corect. Și Dumnezeu zice... Eu te voi apăra și te vei duce acolo unde te trimit eu. Atenție! Știi ce spune Domnul Iisus în Noul Testament? Căci eu n-am făcut nimic de la mine, ci Tatăl mi-a spus ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Asta este o promisiune din Deuteronom 18 legată de unsul, un mare proroc. Te voi ridica din mijlocul fraților lor un proroc ca tine, i-a zis lui Moise. Voi pune cuvintele mele în gura lui. Da, și el le va spune tot ce voi porunci eu. Și ei trebuia să creadă că-s cuvintele lui Dumnezeu. Dar ei nu mai cunoșteau Scriptura. Și degeaba le vorbea din proroci. Ei. Pentru că ei nu știau. Nu trebuia să știe. Să-ți spun de ce. Ei, Dumnezeu... Trebuia să știe. Fii atent aici, Dani. Dumnezeu este un Dumnezeu gelos care nu își împarte slava cu oamenii. Ei trebuia să știe ce a spus Dumnezeu, pentru că credința înseamnă să crezi ce a lăsat Dumnezeu în cuvântul lui. Păi în cuvânt,
Dar Duhul Sfânt vă va aduce aminte tot ce va trebui. Să nu vă frământați ce veți spune. Stai. Nu. Așa este, nu te frământi. Dar numai îți va aduce aminte, nu îți va spune de prima dată. Că suntem uituci. Dar trebuie să citim prima dată. Nu poți să îți aduc aminte Duhul Sfânt. De exemplu, tu poți să-ți aduci aminte de un loc în care n-ai fost. Dacă e nevoie, Duhul Sfânt îți arată. Stai, Mihai. Ai fost vreodată la Madrid? N-am fost. Nu poți să zici că îți va aduce aminte despre Madrid, pentru că n-ai fost la Madrid. Dar la Paris ai fost? Am fost. Nu. Asta înseamnă să-ți aducă aminte. Un lucru pe care e posibil ca să-l uiți, dar Duhul ți-l reamintește în momentul acela. Cuvântul lui Dumnezeu pe care l-ai citit și care e vast și mintea noastră nu ne ajută să-l reținem. Dar totuși Apostolul Pavel zice, adu-mi cărțile. Auzi, Dani. Mai ales cele de piele. Da. Eu cred că se referă la Scriptură. Citea Biblia. Apostolii zic să ne preocupăm cu cuvântul lui Dumnezeu și cu rugăciunea. Da, aveau nevoie să citească Biblia. La ce? La legea Domnului. Deci veniți și învățați de la... N-ai cum să știi fără să citești. Veniți și învățați deci asta de la... călăuzirea, fii foarte atent, o chestie delicată, spun acum, Mihai. Când Dumnezeu a completat Noul Testament, în Coloseni zice lui Pavel, mie mi-a fost dat harul să întregesc cuvântul lui Dumnezeu. Eu cred că acest text, el vă va călăuzi în tot adevărul. Fii foarte atent. Nu se referă la faptul că noi nu mai citim Biblia, că noi avem călăuzire. Ci se referă la faptul că apostolii au primit tot adevărul. Adică, tot cuvântul lui Dumnezeu întreg. Nu biserica l-a dat. Ci apostolii au zis, ăsta e cuvântul. Știi că e greșit cuvântul biserică? Este tradus. Impresia. Este Dar ce vreau să-ți spun. Ne interesează, inclusiv din ce ai citit tu, ce e pentru noi. Că în ultima vreme, în ultima vreme, mă întâlnesc cu oameni care se duc numai în Vechiul Testament pe prorocii. În Franța am și avut, că a zis, băi, nu mai vorbești în biserica asta până nu vii cu adeverință că din ce biserică faci parte. Eu m-am chinuit 2 săptămâni să fac subiectul ăsta, care l-am predicat astăzi, și eu m-am dus pe tema lui, pe versetele lui. Fii atent aici. Uite ce citesc. Eu citesc, nu spun nimic de la mine. 9. Însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Sfânt. Căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Și noi n-am primit Duhul Lumii de la școala biblică, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Și vorbim despre ele, nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, chiar dacă studiez, dacă nu mi-arată Duhul Sfânt, nu pricep nimic. Citesc o carte a lui Eminescu. Deci, cu vorbiri învățate de la, cu vorbiri învățătură înțelepciune omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Și acum foarte important. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu poate să înțeleagă, pentru că trebuiesc judecate duhovnicești. Sunt multe lucruri care... Deci, Dane, poți să mă chinui, să dezvolt. Trebuie să ai har, să fii chemat și trimis. Hai să te duc la un cuvânt să mi-l explici. Cum înțelegi? Când zice cuvântul acolo că ei beau dintr-o stâncă duhovnicească, cum poate să fie o stâncă de acum 1000 de ani duhovnicească? Eu cred exact ce zice Domnul Iisus. Eu cred că asta e credința. Dar aici zice apostolul. Nu umblu deci, că să mă rădăcesc. Te rog să-mi explici cum poate să fie o stâncă, o piatră.
din care au băut ei apă. Așa zis, să fie așa duhovnicească. Așa cred și nu numai. Uite la frângerea pâinii. Bun. Mâncați trupul nu, și veți sângele meu. Pentru noi... Deci nu divaga, nu fugi de aici. Rămâi aici. Stânca este duhovnicească pentru că... Continuă. Pentru că așa a zis Dumnezeu. Până atunci n-a ieșit apă din stâncă și la cuvântul lui Dumnezeu a țâșnit apă. Bun. Și cum judeci tu duhovnicește stânca asta? Că zice, lucrurile trebuie judecate duhovnicește. Pentru că vorbește despre ea că e duhovnicească. Alte stânci nu erau duhovnicești. Doamne, pentru mine. Dacă mă bag acolo unde nu m-a trimis Duhul lui Dumnezeu, mă rătăcesc. De ce? Că sufăr ca unul care se amestecă în treburile altuia. Te-a trimis Dumnezeu să explici? No. Bun. Nu. Nu am. Pentru legat. Mine am atât și mai mult. Cuvântul duhovnicesc, sensul lui, trebuie să-l înțelegem din alt loc din Scriptură care îl tălmăcește. Și cred că locul care tălmăcește sensul cuvântului duhovnicesc este acolo unde zice, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească care venea după ei și stânca era Hristos. Un lucru este duhovnicesc dacă are înțeles, dacă are tâlc. Orice pildă are tâlc și tălmăcire. Domnul Iisus a vorbit numai în pildă, niciodată fără pildă. Și nu totdeauna le-a tălmăcit. Ori câteodată le-a tălmăcit, câteodată nu. Celul care le-a fost dat să înțeleagă tainele, le-a tălmăcit. Stânca era duhovnicească, pentru că e singura stâncă din care a ieșit apă și zice Domnul Iisus că eu sunt apa. Nu Moise v-a dat pâinea, nu Moise v-a dat apa, eu sunt apa. Ei beau din ceva care avea în vedere ceva ce va veni după ei. Ei beau dintr-o stâncă care îl reprezenta pe Hristos. Îl simboliza pe Hristos. Îl tâlcuia pe Hristos. Stai să termin, vorba. Cuvântul duhovnicesc nu se referă la ceva mistic, la ceva ce te trăznește Duhul Sfânt și afli fără să citești niciodată. Te rogi, cum se ruga Traian de Urs în fața unei statui și era primea revelație, adorație. Sunt tot fel de cuvinte care, în mod fals, dau impresia de așa zis duhovnicesc. Cuvântul adorație, cuvântul adorare, laudă și închinare, acum că stau toți cu mâinile pe sus și așteaptă să picure Duhul Sfânt din cer. Devoțiune, stă și citește și se roagă și crede că prin așa. Din potrivă, cuvântul duhovnicesc înseamnă că are tâlc, are înțeles, citești ceva. Deci cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Are o înțelegere și zice, vă învățam cu lacrimi pe fiecare din voi. Predica printre ei cuvântul lui Dumnezeu și au ajuns să înțeleagă și au lepădat idolii la Efes. Cuvântul duhovnicesc înseamnă că are logică în spate. Că are înțeles, că are... Deci stânca era duhovnicească pentru că într-un chip prefigurativ, cu 1000 de ani înainte sau 1000 și ceva de ani înainte, îl simboliza pe Domnul Iisus Hristos, din care curge apa vieții. Și toate lucrurile care le s-au întâmplat lor în vechime, s-au întâmplat cu un scop, ca să fie spre învățătura noastră și în acest fel sunt ele duhovnicești. Și noi la fel suntem duhovnicești, dacă tot ce facem are sens, are explicație, are logică. Fac asta pentru că și tu îmi spui că faci lucrurile, de exemplu, nu bei cafea, da? Nu bei cafea. Dar nu beau, că e păcat. Nu, bun, dar miroase în biserică cafea când ajung dimineața. Dar ai o logică în spate, da? Nu, e un adevăr. Din cuvântul lui Dumnezeu. Deci noi trebuie să spunem adevărul în Psalmul 15. Bun. Tot la fel, așa cum multe lucruri le-am înțeles și lucrurile care nu le-am înțeles au logică. Pildele din profeți au logică în spate. Faptul că Domnul Iisus a scris cu degetul pe pământ a făcut un lucru pe care ei trebuia să-l înțeleagă ce face el. Înțelegi tu ce ți-am făcut eu? Zice Domnul Iisus la un moment dat. Sau plânge pentru Ierusalim și zice Ierusalime, Ierusalime, care ucizi pe proroci și omor cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să te strâng, cum își strânge găina apoi sub aripi și n-a sfârșit?
Ce înseamnă asta? Ei trebuia să cunoască din profeți cât timp de Daniel, cât timp trebuia să treacă până avea venit consul Mesia și trebuia să treacă. Deci, duhovnicesc Mihai înseamnă faptul că un lucru are tâlc și noi suntem duhovnicești dacă faptele noastre au explicație, da. Dacă au logică. Exact, ai spus partea contrare la ultimul verset pe care l-am citit eu. La fel omul cum înțelegi firesc, tu nu poate înțelegi. În original este omul carnal. Și fii foarte bine. La Colintene spune tot carnal sunteți, tot firești sunteți. Pentru că dacă vezi numai exteriorul unui lucru, te duci la Ierusalim să te calci pe unde a fost Domnul Iisus, că parcă tu știi că a fost pe acolo. Exact. Deci, omul carnal, care judecă lucrurile strict prin prisma asta, prin ochelarii ăștia ai faptului. Uite, asta e și n-are nimic în spate. Deci nu vede. Nu pricepe sensul acelor lucruri. Nu citește Biblia, dar nu-și dă seama că lucrurile acestea au sens pentru el. Pentru că el e preocupat de mâncare, de băutură, de distracție, de lucrurile astea. A, Biblia n-are niciun sens sau pentru sau de cercete? Sau, pentru mine, cuvintele... Nu, problema nu este cercetată. Problema este să nu ajung la tâlcul biblic. La tâlcul duhovnicesc. Deci eu trebuie să cred, Dane. Omul duhovnicesc, să analizez. Fii atent ce scrie aici. Omul duhovnicesc poate să analizeze totul. Să judece totul. Adică poți analiza pentru că te aștepți ca să ai tâlc în spate. Deci ceva, dacă Dumnezeu zice că tot ce s-a întâmplat lor sunt pilde pentru învățătura noastră, dacă eu ceva ignor, înseamnă că refuz darul lui Dumnezeu. Și trebuie să iau în considerare tot ce a învățat Dumnezeu și să știu despre Betșemeș și despre Azeca și despre Lachiș și despre scrisul cu degetul pe pământ, Dani, și despre vasele de piatră și o grămadă de lucruri care scrise deci, acolo. Deci omul carnal nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu. Da, acum îți mai spun ceva. Căci pentru el sunt tot din omul nu se transformă instant din carnal în duhovnicesc. Așa, focus, focus, pac, de mâine duhovnicesc. Și pe măsură ce crește în cunoștință și în înțelegere, abandonează... Nu sunt de acord. Eu știu că nu ești de acord. Știu. Deci, n-am spus, pentru că dacă ai fi fost de acord, ne-am fi lăudat unii pe alții. Dar așa ne mai mustrăm, ne mai îndemnăm. Dane, și... Nașterea are loc într-un moment dat. Un moment de 9 luni. Nașterea? Da. Nu? Procedură. Nașterea odată se naște. Copilul făcut de 9 da. Luni. Nașterea spirituală e când o hotărăște Dumnezeu. Nașterea spirituală este urmarea unei sarcini spirituale. Vă port în inima mea. Dacă după ce îl porți în inima ta, la un moment dat îi se deschide ochii și vede. A cui sarcina ai fost? Dar copilul era mort în pântece. Ca credincios. Și eu v-am născut în Hristos Iisus prin Evanghelie, zice Apostolul Pavel la Corinteni. Eu v-am născut. Eu zic mai mult. Deci va vedea rodul suferințelor lui. Deci eu nu trebuie să mai predic Evanghelia lui Pavel, Evanghelia lui Petru, Evanghelia lui nu știu care, ci Evanghelia Domnului Iisus. Iată, acesta este fiul meu. Ei spuneau același lucru. Acesta este fiul meu în care găsesc toată plăcerea. De el să ascultați, nu de altcineva. Și el la rândul lui... Vrei să spui prin asta că Apostolul Pavel spunea altceva decât Domnul Iisus? Da. Apostolul Pavel spune despre sine călcați pe urmele mele fraților, că și eu calc pe urmele Domnului Iisus. Este și text care spune călcați pe urmele Domnului Iisus. Da, pentru că fiecare erau aceleași urme, și a lui Pavel și a Domnului Iisus. Pentru că atunci când a fost chemat și Anania a fost trimis ca să-i deschide ochii lui Pavel, zice, du-te că e un vas ales ca să fie o pildă pentru cei care vor crede. Da.
Și Dumnezeu spune, e Pavel despre el, Dumnezeu m-a chemat ca să fie o pildă. Și el de-aia lucra cu mâinile lui ca să fie o pildă. Da, deci știi unde greșim? O, în multe fără. Acolo, acolo unde spunem, ăsta e simbol, ăsta reprezintă, deci drapelul României nu reprezintă România. Pune ceva de mâncare lui Mihai, Cristinica, deci, ca să... drapelul României nu reprezintă România. Nu reprezintă populație, nu reprezintă drapelul României. Așa și în momentul când eu nu am lumină de sus, nu sunt născut din nou și folosesc totuși cuvintele pentru mine. Nu dau invitații nimeni. Și rostesc și dau anumite sfaturi, știi ce se întâmplă? Iau un deșert în numele Domnului. Iau un deșert în numele Domnului. Și cu asta am terminat. Eu acum, ce-am spus, întreb unde e? Aveți vreo biserică în care să trăiește Evanghelia? Acolo vreau să mă duc. Nu contează prețul, nu contează distanța, nu contează... Dar nu, Mihai, dacă nu ai unelte să analizezi, dacă n-ai timp... Nu trebuie. Dacă n-ai răbdare... Câtă școală a făcut, de exemplu, n-ai greșit, n-ai greșit niciodată apreciind oameni din prima și pe urmă, dar ai fost dezamăgit. N-ai greșit niciodată disprețuind oameni. Dame, să spun ceva. Mie mi-o, atât am citit despre oameni că Duhul lui Dumnezeu îi descoperă. Greșit, că, n-avea deci dacă, Duhul lui Hristos ca să-i cunosc? Uite-te că nu a avut nici Duhul care să-i spună, vezi că ăsta e un lingău care stă și pe lângă tine și se trage de tine, te vinde. Da. Deci lucrurile astea Dumnezeu le-a permis. Pentru ca să ne mai smerească din îngânfarea asta că Duhul lui Dumnezeu acum stă la buzunarul nostru ca pistolul la poliție și prinde pe cine și nu e așa. Trebuie discernământ, au ieșit mulți proroși mincinoși, răbdare, rugăciune. Pentru că Dumnezeu ne lasă de multe ori. Fiecare își va lua răspunsul. Da, dar Dumnezeu ne lasă de multe ori să fim înconjurați cu oameni falși. Fix cam de atâtea ori, de câte ori și noi am fost falși cu El. Hai să-i dăm ceva de mâncare de fratele Mihai. De predicat-o predicat. Dacă nu suntem născuți din nou, din Dumnezeu, nu ne folosește la nimic. Putem să știm totul de rost.